La acel sinod din 24, rușii au semnat primii schimbarea calendarului prin patriarhul Tihon. Numai că ei n-au mai făcut-o niciodată. Nu ne interesează. Da. La vremea respectivă a fost discret o lucrare pe cât bună, cât și ușor politică în ceea ce a privit locația noastră românească, pentru că noi ne-am trezit în urma acestei tulburări cu acea rană suficient de concludentă, nu o putem ascunde, când s-a creat și această ripă a bisericii de stil vechi, cu sediul la Slătioara, unde românii noștri ortodoxi s-au împărțit în două, de stil nou și de stil vechi. Un lucru nu prea încântător, pentru că și noi în momentul de față, când discutăm la această emisiune, avem în jur de un milion, nu știu dacă sunt 800 de mii sau peste 800 de mii de credincioși care țin în Bucovina ritul calendarului iulian neîndreptat.